Reticența unor persoane referitoare la investițiile pe bursă vine și din teamă sau din lipsa încrederii. Care ar fi un top 5 al criteriilor după care putem clasifica un broker ca fiind de încredere? Da, într-adevăr, în contextul actual în care auzim tot felul de evenimente negative legate de bursă, încrederea e pe primul loc în momentul în care un potențial investitor alege să investească pe bursă. În continuare, cred că a fi un broker autorizat și reglementat de către ASF este extrem de important. Chiar dacă și am avut câteva evenimente negative care au fost autorizați și reglementați, cred în continuare că autoritatea într-adevăr acționează în interesele clienților și investitorilor. În al doilea rând, cred că e foarte important ca un broker să aibă o expertiză și o experiență în instrumente financiare de mult timp. Da? Adică eventual de la înființarea bursei. 18 ani, de exemplu, Tradeville are o experiență de 18 ani pe burse. Asta spune destul de mult. Spune faptul că am avut un business, l-am crescut pe perioada de 18 ani și mai mult decât atât a supraviețuit unei perioade de criză extrem de acerbă care a triat destul de puternic brokerii. Așadar, cu cât un broker este mai vechi, da, putem trage o concluzie că, într-adevăr, și calitatea serviciilor pe care le oferă sunt mai bune. Apoi, e foarte important modelul de business al unui broker. Și o să mă refer aici în special la Tradeville pentru că știu modelul de business foarte bine. Și anume, noi am ales să nu facem tranzacții pe house, cum se numesc. Adică să nu tranzacționăm cu banii noștri, cu profitul pe care îl înregistrăm noi. Businessul nostru stă exclusiv în obținerea de venituri din comisioane de la clienți. Un client tranzacționează, cumpără, vinde acțiuni, noi înregistrăm astfel comisioane. Drept urmare, avem un profit la sfârșitul anului, noi nu investim acel profit. Am ales să nu fim un fel de contraparte sau într-un fel de conflict de interese cu clienții noștri. Și asta, din nou, cred eu că acționează în favoarea investitorilor. Pot avea încredere în noi că suntem direct interesați ca clientul nostru să aibă succes pe tranzacții și noi să le oferim tot suportul pe care îl putem avea și know-how-ul pe care îl avem ca ei să aibă investiții de succes. De asemenea, foarte important, unii poate mă pot contrazice, este numărul angajaților. Asta, din nou, poate spune multe despre un broker. În cazul Tradeville suntem 51 de persoane care muncim efectiv să dăm clientului cele mai bune servicii. 51 de oameni într-o perioadă de criză, da, care continuă în continuare, mai ales pe bursa locală, versus avem exemple negative în piață cu, de exemplu, Harinvest, care avea 5 persoane angajate conform ultimelor date pe care le-au furnizat ei în bilanț. Asta poate spune de asemenea și cam cât de mare poți să ai încredere în oameni. Da? Un broker investește în oameni, investește în calitatea serviciilor. Sunt împărțiți în departamente de analiză, de brokeraj, helpdesk, de sales, de un departament de IT care lucrează permanent la platforme de tranzacționare și la îmbunătățirea serviciilor. Ați amintit servicii de calitate. Ce înseamnă servicii de calitate în cazul unui broker? În era de astăzi, tehnologia stă cam pe primul loc. Drept urmare, cred că un broker care are servicii de calitate trebuie să ofere un acces facil al oricărui investitor, al unui investitor de rând, să investească pe bursă, atât bursa locală cât și bursa internațională. Drept urmare, cred că un broker trebuie să ofere platforme de tranzacționare online, sigure, stabile, ușor de folosit, pe toate device-urile, iPad, iPhone, pentru că lumea e în permanentă mobilitate și astfel avem nevoie de acces foarte rapid. În al doilea rând, e important să obții de la un broker know-how. Brokerul să te ajute, să discute cu clientul, să-l sfătuiască în ce să investească, în ce să nu investească, să aibă o discuție pe baza profilului investițional al clientului, să creeze practic o relație între client și broker. Astea sunt cam cele mai importante lucruri. De asemenea, există și servicii adiționale pe care un broker le poate oferi ca să faciliteze această activitate de investiție pe bursă. Nu știu, ar fi aici exemple de completare automată a fișei fiscale ca clientul să nu-și mai bată capul cu așa ceva. Programe educaționale ca să învețe clientul să tranzacționeze și să-l crească de la un investitor începător la un investitor avansat care să folosească un portofoliu, să spunem, cât mai diversificat. Pentru că cu cât ai un portofoliu mai diversificat, cu atât riscul de a investi și de a pierde bani la bursă este mult mai mic. Unul dintre cititorii noștri a menționat telefoanele agresive pe care le primește de la brokeri. Spuneați că de cele mai multe ori aceștia sunt falși brokeri. În ce măsură acești falși brokeri pot distruge imaginea pieței și cum ne putem feri de ei?
E un subiect foarte sensibil și destul de frecvent în media. În primul rând vreau să menționez faptul că inclusiv eu sunt contactat frecvent, agresiv, de către așa zisi broker, pentru că a fi un broker înseamnă în primul rând a avea un atestat, da, reglementat și autorizat de către CNVM, înseamnă să cunoști legislație, înseamnă să cunoști care sunt efectele în momentul în care tu discuți cu un client și acela te ascultă și să-ți asumi dacă cumva clientul respectiv pierde bani pe ceea ce ai spus tu. Acești oameni nu au niciun fel de autorizare, niciun fel de atestat și consider falși pentru simplu fapt că nu își asumă niciun fel de responsabilitate în ceea ce spun și ceea ce transmită clientului. De altfel, lucrează și pentru SRL-uri, nu sunt pentru firme autorizate sau reglementate. Fiind atât de agresivi și ajung la o paletă foarte mare de potențial clienți pentru brokerii loiali, evident că distrug imaginea pieței. Nimănui nu-i place să fie agasat permanent cu informații despre investește aici, investește aici, investește aici, când nu știe nimic despre tine, okay, și mai mult cât ai interesele. Cel mai simplu mod e să închizi telefonul. Da? Pentru că, cu siguranță, o persoană care te agasează, sigur, nu-ți vrea binele. Drept urmare, un broker care, iar revin la servicii de calitate, nu te agasează, ci dimpotrivă discută cu tine și în funcție de nevoile tale te sună, te contactează, astfel că niciodată nu te vei simți agasat și stresat. Oricine face presiune înseamnă că vrea ceva nespus de tare de la tine și atunci trebuie să caști ochii.